Gen a răsunat astăzi de muzică și chiote în fiecare an de Duminica Mare. Acolo se organizează un festival al fântânilor. Gospodarii și împodobesc fântânile cum se cuvine, cu frunze de nuc și tei, întind mese bogate chiar în drum și așteaptă ca un jur special să le dea o notă. Și pentru ca să se facă auziți, membrii comisiei au fost însoțiți de câțiva călăreți care cântau de se auzea peste văi. Împodobite cu frunze de tei și au mers prin localitate îndemnându-i și pe ceilalți să li se alăture. Gospodarii și-au împodobit fântânile care mai de care, cu prosoape, icoane și frunze de tei și nuc. Ca să convingă pe jurați că anume fântâna ei este cea mai frumoasă, Zinaida Consulescu a improvizat în ogradă un adevărat muzeu și a scos chiar și zestrea moștenită din moși strămoși. Și frumos în casa, dacă e, până la urmă... Noastră singură de nu mai este din moștenire. Pentru că nu au rezistat tentație, gospodarii au încins o horă chiar în drum. Altă gospodină, Tatiana Culai, a decis să-i convingă pe jurați cu un cântec de voie bună. Dar și cu o masă plină cu bunătăți întinsă chiar în drum. Poftim la masa noastră! La cântare tradițională, galușele, meleguțe, cu friptură, brânză de oi, brânză de vaci. Fiecare fântână a fost sfințită de preotul satului. Se binecuvântează, sfințește această fântână și apa care se întropire cu această apă, sfințită în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Gospodăria cu cea mai frumoasă fântână a fost premiată cu 1000 de lei. Spre seara a fost organizată Hora Satului. Tradiția unui festival al fântânilor la Dâncene există de peste 30 de ani.